Președintele României, Claus Iohannis, a atacat la Curtea Constituțională legea care dă dreptul avocatului poporului să aibă o pensie specială după modelul judecătorilor de la CCR. Președintele consideră că adoptarea legii s-a făcut cu încălcarea mai multor acte normative și că acordarea unor pensii speciale pentru avocatul poporului și adjuncții săi constituie un privilegiu nejustificat față de ceilalți demnitari cu același rang, adică miniștrii și secretarii de stat. La articolul 1.9 din legea criticată se prevede de că pensia de serviciu a avocatului poporului se actualizează în raport cu indemnizația judecătorilor Curții Constituționale și se impozitează conform legii. Analizând aceste dispoziții în coroborare cu cele prevăzute la articolul 1.8 referitoare la stabilirea și calculul pensiei de serviciu al avocatului poporului, considerăm că textele sunt neclare în ceea ce privește cuantumul pensiei rezultate, întrucât nu reiese dacă aceasta se va stabili și se va actualiza în raport cu indemnizația avocatului poporului sau cu indemnizația a judecătorilor curții constituționale, a susținut președintele României. Legea prevede faptul că judecătorii curții constituționale la data pensionării sau recalculării pensiilor anterioare stabilite beneficiază de pensie de serviciu egală cu 80% din indemnizația lor brută lunară, drept pe care îl va avea de acum și avocatul poporului. Astfel, Victor Ciorbea ar avea o pensie specială de peste 18.000 de lei pe lună, la care se adaugă circa 11.500 de lei pe lună, retribuție pentru funcția deținută, conform declarației de avere. Venitul cumulat se apropie astfel de 30.000 de lei, adică circa 6.500 de euro pe lună.